Modificările legii ANI, care îi protejează pe aleși de conflicte de interese pentru perioada 2007-2013, au fost adoptate și ele de Senat. Plenul Senatului și-a însușit raportul Comisiei Juridice, care a eliminat un amendament adoptat de deputat și a reformulat un altul. Articolul reformulat prevede că interdicțiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI, la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013, încetează de drept. Comisia Juridică a Senatului a eliminat amendamentul adoptat de Camera Deputaților, potrivit căruia persoana eliberată sau destituită din funcție din cauza conflictului de interese ora incompatibilității este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani. Vă rog însă să reflectați foarte bine la ceea ce reglementează această lege. Pentru că până la urmă ea nu schimbă felul în care funcționează Agenția Națională de Integritate. Ea nu aduce atingere unor drepturi. Ea nu vizează statutul juridic al deputaților și senatorilor, ci vorbim strict de aspecte legate de incompatibilitățile deputaților și senatorilor. Prin urmare, credem că dacă am sta strâmb unii dintre noi, așa cum văd acum uitându-mă la dumneavoastră, și am judecat drept, am admite că în acest caz, această propunere legislativă ar trebui să se afle în primă cameră sesizată la Senat. Nu știu cum ar putea să mă convingă un argument de genul că până la modificarea statutului deputatului și senatorului, o situație de conflict de interese a unui parlamentar trebuia sancționată în raport de dispozițiile regulamentului, cu amendă, cu un avertisment, mă rog, cu chestiune de genul ăsta. Pentru că în momentul ăsta se uită la noi oamenii și în situații de conflict sau de incompatibilitate erau și, au fost și primari, au fost și consilieri locali și consilieri județeni. Și nu cred că se simt foarte bine când văd cum încercăm noi să întoarcem legile de așa manieră ca să ne fie nouă bine. Am înțeles mai înainte că demnitarii n-au cum să aibă mai multe drepturi decât orice cetățean. Nimic mai perfect. Sunt perfect de acord. Drept urmare, domnule președinte, vă rog să invitați cameramanii și reporterii aici în sală, pentru că în momentul de față radiodifuzorii au o concurență neloială în ceea ce privește transmisia din plenul Senatului a lucrărilor. Și cred că niciunul dintre noi n-are cum să aibă mai multe drepturi decât orice cetățean. Cred că lucrul acesta nici nu ar trebui să fie discutat aici în Parlament. De ce spun lucrul acesta? Aș cita din articolul 15 alineatul 2 din Constituția României și spune legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Înțelegem că legea 219 atunci când a fost adoptată, ea a fost adoptată pentru a dispune în viitor. Noi reglementăm o situație anterioară legii 219, ceea ce este și mai grav. Mai mult, colegul nostru a sesizat. De ce nu se aplică și aleșilor locale? Că nimeni nu e mai presus de lege. Această lege retroactivează, spală trecutul, dar nu rezolvă viitorul. Un viitor ar fi rezolvat, nu încălcând decizia 418 din 2014, prin care se critică posibilitatea de rotire în funcție publice a persoanelor care au încălcat regimul juridic al incompatibilităților și a conflictului de interese, ci printr-un cod în care să adunăm cele peste 270 de legi în care există prevederi referitoare la incompatibilitate și conflict de interese și nu capăt de la guvernul PSD de un an de zile niciun răspuns cu privire la acest cod. În ultimele două rapoarte MCV, Comisia Europeană cere respectarea acestor decizii ale ANI și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești. Ce faceți însă dumneavoastră, doamnelor și domnilor parlamentari ai majorității PSD ALDE, la care s-a alăturat și UDMR, cu reflexul criminalului care se grăbește să șteargă urmele de la locul crimei, vă grăbiți să ștergeți efectele incompatibilităților și conflictelor de interese pentru sute de parlamentari, primari, președinți de consilii județene și consilieri locali.
La finalul dezbaterilor, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii privind înființarea și funcționarea ANI a fost adoptată de Senat în calitate de cameră decizională cu 77 de voturi pentru și 39 de voturi împotrivă.